Să ascultăm cuvântul Domnului în Iuda, de la versetul 11 la 16. Iuda, de la versetul 11 la 16, Iuda având un singur capitol pentru dumneavoastră care intrați probabil pentru prima dată în cunoștința acestei cărți. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Vai de ei! căci a urmat pe calea lui Cain. s au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig. au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării, care își spume gărușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei, a profețit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că vine Domnul cu zecile de mii de sfinței săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Amen. Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin Harul Domnului să învățăm tainele Cuvântului Dumnezeu din această epistolă scurtă în dimensiunea ei, un capitol, dar profundă în învățătură și în taine, fiindcă este Cuvântul lui Dumnezeu, sunt taine aduse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce Iuda ne-a prezentat trei paralele din Vechiul Testament, Israel, versetul 5, îngerii căzuți, versetul 6, societățile păgâne, versetul 7. Acum procedează la a ne prezenta trei caractere distincte care au marcat istoria lui Israel, caractere care se vor redeștepta, dacă vreți, în vremurile din urmă, în generația noastră. Este calea lui Cain, versetul 11, partea 1, rătăcirea lui Balaam, același verset, și răscoala lui Core. Peste aceștia, Duhul Domnului prin Iuda contrapune pe Enoch și ne arată sfințenia acestui om, puterea lui de a pătrunde viitorul prin Duhul Domnului, cuvântul profetic pe care l-a rostit și felul în care Duhul Domnului îl folosește pe Iuda să citeze, așa cum vă spuneam în altă ocazie, din această carte numită Apocrifă, pentru că nu este inclusă în canonul Sfintelor Scripturi. Cu ajutorul Domnului, începând de joia viitoare, dacă vom trăi și vom fi sănătoși, continuând în această epistolă, vom lua pe rând fiecare din aceste patru personaje, vom vedea ce înseamnă calea lui Cain. Vom studia să vedem ce este rătăcirea lui Balam, fiecare ei vom acorda câte o oră, 45 de minute. Ce este răscoala lui Core și cum a profețit Enoch și despre ce. Deci vom vorbi în amănunt despre toate aceste lucruri, pentru că se cuvine să cunoaștem. Când Iuda prezintă primele trei caractere, cele negative, Cain, Balam și Core, el face această introducere printr-un vai. Uitați-vă în versetul 11, vai de ei. În aceasta, Iuda se aseamănă cu apostolul Ioan în Apocalipsa. De fapt, el introduce primul vai apocaliptic. Și în Apocalipsa, dacă vă uitați în Cuvântul Lui Dumnezeu, la capitolul 8, versetul 13, citim pentru prima dată un scenariu de felul acesta în care se aude vai. Cuvântul Domnului spune în felul următor. M-am uitat și am auzit un vultur care zvra prin mijlocul cerurilor și zicea cu glas tare. Vai, vai, vai! De locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță a celor trei îngeri care au să mai sune. Suntem în Apocalips 8 cu Sunetul despre care vorbește, este cel al Îngerului al v Apocalips 9 cu 1. Vaiul despre care vorbește în Apocalipsa și care seamănă cu vaiul lui um, Iuda, despre care vorbește Iuda, este un vai pentru locuitorii Pământului, care nu s-au păcuit, pentru cei care seamănă cu uh, aceste personaje, Cain, Balaam și Core. Vaiul acesta despre care vorbește Apocalipsa este un vai întreit exact pentru că vorbește despre o invazie demonică pe pământ care nu va fi obstrucționată așa cum este diavolul acum. Acum, când diavolul vrea să facă ceva, unul dintre locuitorii pământului sau unul dintre copiii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, potrivit cărții lui Iov, diavolul trebuie să ceară permisiune de la Domnul. El vine cu planuri multe, cu acuzări multe, dar nu se poate lega de nimeni, de viața nimănui, până nu îi permite Domnul să facă ceva și cei permite Domnul să facă. Nu poate trece peste ceea ce Dumnezeu uh, uh, nu îi permite. De aceea, în timpul așa numit teologic și scriptural, necazul cel mare, pe pământ, diavolul va lucra fără restricție, timp de șapte ani de zile, dar mai ales în partea a doua a celor șapte ani, ultimii trei ani și jumătate. Uitați-vă, trei vaiuri. Primul, sunt pe pământ dezlegate demonii din abis, demonii lăcuste, Apocalipsa 9 cu 1 la 11. Posibil că acest soi de draci și de demoni sunt de o răutate infernală, de aceea sunt sunuți în infern, în abis. Și nu sunt lăsați la ora actuală ca să lucreze printre fiii oamenilor. Sunt căpetenii demonice care este posibil s-au și cu fetele oamenilor din timpul lui Noe și de aceea ei sunt ținuți în lanțuri. Apoi este al doilea val când demonii de la râul Eufrat sunt dezlegați, Apocalips 9 cu 14. Cum vă spuneam, a ales Dumnezeu și v-am arătat la vremea potrivită când Dumnezeu a pedepsit pe diavolul, pe cei rei, pe demonii care i-a trimis în adânc. Probabil că poarta de intrare în adânc, porții de intrare în adânc sunt prin ape. De aceea diavolul se teme de apă. Este spurcat și este nespălat. Și cuvântul Domnului spune clar că atunci când El este izgonit din cineva, caută locuri cum? Fără apă. Locuri uscate. Fără apă. Uscate. De apă se teme pentru că prin acolo este poarta de intrare în um, lumea pedepsei, în abis. Marea Moartă, Triunghiul Bermudelor, lucrurile pe care v-am amintit la timpul potrivit. Vor fi dezlegați câțiva demoni, patru probabil, care sunt căpetenii de imperii și care vor avea o putere nemaipomenită în timpul necazului celui mare. Și apoi este al treilea vai, când Satan personal va fi aruncat din cer pe pământ. Apocalips 12, 7 la 12, când arhanghelul Mihail, împreună cu îngerii lui, cu oștirea lui, îl va izgoni pe diavolul și nu-l va mai lăsa să aibă loc în văzduh, unde este astăzi potrivit evrei 6 cu 12. Și de aceea, Cuvântul Domnului spune, Vai de tine pământ și mare. Pentru că diavolul a venit la tine, a căzut la tine. Este furios, de ce? Pentru că știe că mai are puțină vreme, cât mai are trei ani și jumătate. Și cum vă spuneam. Diavolul s-a bucurat, a jubilat, a tresăltat de bucurie când l-a înșelat pe Adam și pe Eva și a zis Sunteți voi regii pământului? Mi-a luat mie Dumnezeu domnie de pe pământ și v-a dat o vouă să crește, să mulțiți, să-l stăpâniți? Uite, v-am luat-o! N-a înțeles diavolul că Dumnezeu are alt plan și anume este planul timpului, planul timpului. Diavolul a căzut în cursa timpului și de aceea nu va mai fi etern, în sensul să umble etern prin văzduca ca să facă rău. A intrat în cursa timpului și în pedeapsa timpului, de aceea va fi legat și va fi trimis în lacul de foc și de puceasă. Lumea pricepe puțin aceste lucruri, de multe ori și copiii Domnului pricep puțin aceste lucruri, dar adevărul este acesta. Pentru un noie, pentru un Avram, într-un lot, pentru tine și pentru mine, care suntem sarea pământului și lumina lumii, Dumnezeu încă prezervează lumea aceasta. Lumea aceasta nu stă în picioare pentru care lideri excepționali, nu stă în picioare pentru care uh, economie puternică și bună oră nu se clatină, lumea stă în picioare datorită Bisericii și datorită lui Israel. Aceasta este sarea Pământului care încă prezervează lumea și Dumnezeu se folosește de biserică să binecuvinteze lumea. Și haideți să ne uităm uh, în această seară, aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră de la internet sau televiziune, să ne uităm uh, pe rând și pe scurt astăzi la caracterele din. Uh, um, expunerea lui Iuda, pentru că, așa cum am spus, le vom lua cu detalii și sunt convins că vă interesează și v-ați întrebat de multe ori cum o fi, ce o fi calea aceasta lui Cain, care este calea lui Balaam, care e calea lui Core, ce a profețit Eno. Și Biblia nu este uh, scrisă ca să nu ne dea detalii. Dacă este menționat în scriptură, este menționat ca noi să învățăm și să descoperim adevărul. Deci, în primul rând, în această seară, trei portrete. Trei portrete. Cele trei portrete ale apostaziei despre care vorbește Iuda sunt Cain, Balaam și Core. Cain, preșesorilor, doamnelor și domnilor, reprezintă un atac împotriva salvării Domnului. Pentru că acest personaj, Cain, s-a legat de mântuirea lui Dumnezeu, de salvarea lui Dumnezeu. Balaam, tot în versetul 11, partea a doua, este un atac împotriva suveranității Domnului, conform Iuda 11b, număr 23, 16 la 24. Pentru că Balaam s-a ridicat împotriva suveranității lui Dumnezeu, adică bunăvoinței Dumnezeu de a avea pe Israel ca un popor ales. Și a zis, dar de ce să fie poporul Israel, popor ales? De ce să nu fie Edom popor ales? Toate poporele să fie ales. Dumnezeu este suveran să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Dar Balaam este omul care se ridică împotriva suveranității lui Dumnezeu. Core este omul care reprezintă atacul împotriva slujirii Domnului, conform numer 16, 1 la 50. Deci Cain atacă împotriva salvării, Balaam atacă împotriva suveranității și core atac împotriva slujirii, pentru că el s-a ridicat împotriva slujirii. De ce nu mai Moise să slujească? Și hai să ne uităm în câteva gânduri la fiecare. Cain. Cain, frate și suror, doamnelor și domnilor, este părintele religiilor false. Deci el este autorul tuturor religiilor false de pe pământ. Și anume, Cain, care este împreună cu Abel și împreună cu Adam și Eva, părinții lui. Este omul care aude Cuvântul lui Dumnezeu, este omul care conversează cu Dumnezeu. Dumnezeu încă vorbea în perioada aceea cu omul, este omul care a aflat de la Adam că pentru a te acoperi de păcatul făcut este nevoie de viața cuiva, a unui animal. Pentru că așa scrie în. Geneza 3 cu 21, Cain a zis, după cum vom vedea, mie nu-mi trebuiește viața unui animal, eu mă descurc singur. Eu mă descurc cu bunurile pe care eu le-am produs, cu lucrurile pe care eu le-am muncit. Deci, Cain, de ce se ridică împotriva salvării? Pentru că el vrea salvare fără sânge. Măcar că în cuvântul Domnului Evrei 9 cu 22 fără vărsare de sânge, este cu neputință să fim mântuiți. Când ne place, când nu ne place. Dumnezeu a rânduit acest lucru și de aceea suntem salvați, mântuiți prin sângele scump al Domnului Isus Hristos. Însă, Cain are mulți adepți. În lumea creștină, Biserica Romano-Catolică are o înclinație deosebită în drumurile lui Cain. Pentru că în Biserica Romano-Catolică și astăzi, chiar dacă nu se mai spune oficial, oamenii sunt învățați să se mântuie prin fapte. Dacă nu pot, să cumpere indulgențe, nu? să cumpere bunăvoință, să-și plătească slujbe, să-și plătească lucruri care să-i ducă drept în Împărăția lui Dumnezeu. Ori dacă nu ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, poate în purgatoriu și acolo să mai negociază prețul mântuirii lor. De ce să nu recunoaștem că și în bisericile noastre, evangelice, sunt oameni care de obicei se întreabă, oare de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Ce n-am făcut bine? Este bine să te întreb, dar dacă mereu pui această întrebare, dacă mereu pui această întrebare, însemnează că ai această convingere că ce faci tu este bine și ce a făcut Iisus Hristos pentru tine este secundar. Deci ea Sfânta Scriptură spune, prin har sunteți mântuiți. Și aceasta nu este de la voi, ci este de la Domnul. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Cain a zis, mă descurc eu. Și de la această idee s-au născut, frași și domnilor și domnilor, toate religiile lumii. Budismul este o religie a faptelor, confucianismul este o religie a faptelor, islamismul este o religie a faptelor. Oamenii trebuie să facă milostenie, trebuie să facă tot felul de lucruri ca să-și cumpere drumul, biletul în rai. Balam este părintele antisemitismului. Părintele antisemitismului. Numeri 25, 1 la 2, Iosua 24, 9 la 10, 2 Petru, capitolul 2, 15 la 20. Balam a învățat următorul lucru. Dacă nu poți blestema poporul Domnului, îl poți corupe. Deci dacă nu poți blestema pe poporul Domnului și unii Adeseori puneți această întrebare, am fost întrebat de foarte multe ori, dacă cineva rostește și pregătește un blestem împotriva mea și împotriva casei mele, are putere blestemul? n are putere blestemul. Tu și cu mine suntem sub puterea sângelui Domnului Isus Hristos. Și cum spunea eu încă din vremea aceea, asupra celui neprienit, blestemul nu are nicio putere. Să se tot de diavolul și să tot inventeze ce o vrea. Nezeul nostru este mai mare decât toți. Dar dacă nu te poate blestema, te poate corupe. Cum? Cu bani, cu adulter și cu idolatrie. Bani, adulter și idolatrie. Aceasta a făcut-o Aceasta este invenția lui. I-a spus lui Balac, nu putem, ce a binecuvântat Dumnezeu, eu nu pot să blestem și nimeni nu poate să blesteme, dar te învăț ce trebuie să faci. Și nu observați dumneavoastră Că această învățătură a lui Balam are efecte până în zilele noastre. În lumea în care trăim, de exemplu, dacă vrei să-ți cumperi uh, o înghețată, trebuie să fie prezentată de cineva îmbrăcat foarte sexy. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină, de asemenea trebuie să fie prezentată de cineva care te îmbie mai mult la imoralitate decât să cumperi o mașină. Pentru că sexul, adulterul, uh, necinstea face apel la firea pământească. Balam este maestru acolo. Și lucrul acesta are efect și în poporul lui Dumnezeu. De ce avem multe probleme în familii? De ce? Sunt oameni care au ajuns uh, dependenți de pornografia de pe internet, dependenți de revistele murdare pe care le citești și pe care le deschid, dependenți de tot felul de gunoaie. Și atunci, familia lor se destramă. Și pe oamenii aceștia îi auzi cu expresii uh, josnice la adresa poporului evreu, nu vreau să le folosesc în predică pentru că nu am obiceiul și uh, eu iubesc poporul Domnului, iubesc pe Iisus Hristos. Cine urăște pe evrei, vreau să-i aduc aminte, Iisus Hristos este evreu. Dacă urăști pe evrei, urăști pe Mântuitorul Iisus Hristos. De deci aceea vorbe ca aceasta, ăștia, știți-mi cum, uh, scoate-le din vocabularul tău. Nu lăsa pe balam să vorbească prin tine. Nu lăsa duhurile celui rău să vorbească prin tine. Și nu întinde curse poporului Dumnezeu. Duhul antisemitic al lui Balam este astăzi frecvent peste tot. Unde se vede? În antisemitismul modern, în teologia liberală, în această învățătură predicată de la învoanele bisericilor evanghelice, teologia înlocuirii lui Israel. Poate că și în mintea unor dintre dumneavoastră a prins rădăcini această învățătură că biserica a luat locul lui Israel. Biserica n-a luat locul lui Israel, biserica are locul ei și Israel are locul lui. Aceștia sunt cei doi martori al lui Dumnezeu pe pământ pentru facerea de cunoscut a mântuirii lui Dumnezeu. De aceea nimeni să nu cadă victime unei învățături murdare, unei învățături liberale, unei învățături antisemite, unei învățături balamice. Ura antievreiască este de la Balaam. Core. Atacul împotriva slujirii Domnului. Cum se vede aceasta? Se vede în nesocotirea actului slujirii. Dar de ce se predice Gog? Dar de ce și pune dumneavoastră numele acolo? Să cânte cu tare? Este dorința firească de a sluji într-o poziție eclesiastică sau în biserică sau în casa Dumnezeu pentru care nu ești chemat. Asta e Duhului Core. Și Core are adepți, are ucenici. Care ei sunt? Cei care au banii cei mai mulți din biserică, de multe ori, deci să nu mă înțeleg că nimeni greșit, cei ce au poziții sociale înalte, cei ce au mai multe rude în biserică, că una, două, dacă votez ceva, votează rudele, nu? Împreună? Sunt cei nemulțumiți cu poziția pe care o au în casa Domnului? Sunt cei care nu știu altceva decât toată ziua să stea la bloguri, în vremea noastră modernă, la internet, la Facebook, și să murdărească caracterul lucrătorului Dumnezeu. Mă gândesc că mă aud, inclusiv păstori, evanghelici, și a trimite Domnul un duc de pocăință peste ei. Să nu-și piardă vremea cu fleacuri și cu nimicuri, pentru că Dumnezeu urește un lucru, așa cum spune în Proverbe 6. Șase lucruri urește Domnul, chiar șapte. Și ultimul care e pus acolo este pe cel ce stârnește certuri între frați. Așa că sfințiți-vă blogurile, dacă se poate. Dar mai de a sfinți blogurile, sfințiți-vă mintea, Duhul, Sufletul. Știți de ce Oamenii sunt obraznici, înțeleptul Solomon spune, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Eclesiast 8 11. Așa cum și în psalmul 10 și în psalmul 12, cel rău zice, fiți atenți, ce cel rău zice, nu vede Domnul și nu o să facă nimic. Dragul meu, când ai vorbit așa, dăm voi să spun ce ai spus. Când cineva spune nu vede Domnul, este un, o, o, o asasinare, un, o încercare directă de, de a, a altera, asasina caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e orb, Dumnezeu vede. Și Cineva care spune nu vede Domnul, nu aude Domnul, nu face bine Domnul, ființa aceasta își atrage mânia lui Dumnezeu asupra ei dacă nu se pocăiește. Core. Balam și Cain. Core a fost pedepsit. Pământul s-a deschis și l-a înghețit. Antisemitismul se pedepsește. Geneza 12 cu 3 Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Cine te va blestema, va fi blestemat. Pur și simplu. Fără comentarii. În al doilea rând, noul val de apostații. Cu versetele 12 și 13, Iuda introduce, frașesurilor, doamnelor și domnilor, cea de a șaptea și a optea triadă, tipică epistolei lui. Pentru cei ce poate sunteți la prima lecțiune, la primul seminar, să vă aduc aminte, epistola lui Iuda este singura epistolă, singura carte în Sfinte Scripturi construită unic, și anume pe principiul triadelor, adică pe principiul unui concept de trei lucruri. Și în epistola lui Iuda sunt 14 triade. 14 grupări de câte trei lucruri. Așa este construită epistola lui Iuda. Versetele 12 și 13 introduce a șaptea și a opta triadă în care facem cunoștință cu noul val de apostați. În triada a șaptea, uitați, trei apostați. Aceștia sunt, spune versetul 12, stânci ascunse. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre voastre de dragoste. Stâncile în apă sunt acele care fac să naufragieze corăbiile mari. Parcă un an sau doi în urmă, într-un vazin din acesta de lux, o croazieră pe Mediterana, nu? a lovit o stâncă și cu toți pasagerii s-a răsturnat, s-a înclinat. Ați văzut știrea aceea și încă uh, o știre destul de umilitoare pentru noi, pentru că uh, acest om care conducea vasul acesta, capitanul acesta, în timpul în care trebuia să fie atent și să știe că stânci sunt acolo, se întreținea amoros cu o româncă de-a noastră. O femeie imorală. Uh, stânci ascunse. Viața multor creștini este naufragiată de oameni care se poartă în Biserica lui Dumnezeu ca și niște stânci ascunse. Cum arată oamenii aceștia, cum arată persoanele acestea, ființele acestea, bărbați sau femei tineri sau tinere, bătrâni, arată frumos, îmbrăcați bine, zâmbitori, dar la urma serviciului divin va veni la tine sau la mine și va zice: Tu chiar crezi? Ce ți se pare că se s -a spus, ne s-a spus ce trebuie? Tu crezi că asta este cercetarea Duhului Sfânt? Crezi că asta este botez cu Duhul Sfânt? Crezi că asta este profeție? Și îți aruncă o stâncă și te lovește cu a doua și te lovește cu a treia pentru că vrea să te naufragieze, să te abată de la drumul și de la calea mântuirii. Însă, frate și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu este viu și trebuie înțeles literar, cum este scris, nu alegoric. Exemplu? Scrie în Sfânta Scriptură că Iisus Hristos va veni pe pământ și se va naște smerit într-o iesli. Scrie în Biblie? Scrie. A venit? A venit. Același Iisus a spus că va veni a doua oară. Dacă spus că va veni a doua oară, va veni a doua oară literar va veni, nu va veni alegoric. El vine a doua oară. Cum a venit prima dată literar, vine și a doua oară literar. De aceea, ai grijă la ce auzi, după ce Dumnezeu te-a cercetat. Ai grijă să nu naufragiezi. Să nu ți se străpungă inima. Stânci ascunse. Apoi, în traducerea Cornilescu Clasic, uh, nu este, Cornilescu Clasic traduce se îndopă de-a binelea, dar în Cornilescu literar, traducerea 2001, tot Cornilescu, este păstori care se păstoresc pe ei înșiși, sunt păstori ai pântecelui. Sunt oameni care păstori, și nu trebuie să fie neapărat păstori, dar mulți sunt păstori, sunt oameni care pretind că dacă ți-a spus un adevăr, trebuie să-l plătești. Da, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos se susține financiar. Lucrătorii Domnului trăiesc din Evanghelie. Dar cine și-a făcut un scop să trăiască bine pe seama Evangheliei, să se îndoape pe seama Evangheliei. Este un apostat. Este un slujitor al pântecelui, despre care și apostolul Pavel vorbește în, în romani, știți bine cuvântul acela. Uh, capitolul 16, când spune, și am să citez. Vândem fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Dumnezeu, lui Hristos, Domnul nostru, ci lui lor. Prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Romani 16 cu 17 la 18. Aceștia sunt păstorii pântecelui. Apoi, în această triadă, a treia grupare, deci stânci ascunse, păstori ai și a treia sunt nori fără apă. Versetul 12, partea a treia. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, cum arată acești oameni? Apostați aceștia. Nori fără apă. Uitați ce caracteristică au. Un nor, cel puțin în California, aici înțelegem mai bine. M-am gândit când am văzut că e norat, când în zilele acestea că o să ploaie la noi și o să fie bine. Nu avem nevoie de ploaie, nu? Dar nu plouă la noi. Asta e necazul, că nu plouă. Pe un pământ uscat, și cum a fost vara aceasta în Statele Unite, în România și în Europa, culturi de porumb compromise, producții de grâu compromise, pentru că n-a plouat. Pământul uscat, peste care vine norul și acolo oamenii vă spun, în sfârșit vine norul și norul se duce. Nor fără apă. Nur fără apă înseamnă înșelăciune. Oameni care înșală. Pentru că ți-ai pus speranță, vine binecuvântare, vine ploaie. Dar ce a venit? Înșelăciune. Nor fără apă înseamnă promisiune mare, în sfârșit s-a înorat și pustiul o să aibă apă. Așa cum se întâmplă în zilele noastre. Haideți cu mine, vă promit pe toți vă fac generali. Ei, dar după ce te-ai dus, nu poți fi toți generali. Numai unul poate fi general, nu? Promisiuni înșelătoare. Și al treia lucru pe care îl face un nor fără apă este aceasta. Un nor ascunde soarele, frate Un om fără viață în el, îl ascunde pe Iisus de ochii tăi, de inima ta, de înțelegerea ta, soarele neprihănirii. Și nu ne trebuiește ca cineva să ne-l ascundă pe Iisus. Când grecii au venit la, la, apostolul Andrei, știți ce au spus? Domnule, am vrea să vedem pe cine? Pe Iisus. În bisericile noastre trebuie să se vadă Iisus Hristos. În viața mea trebuie să se vadă Isus Hristos. În cântarea mea trebuie să se vadă Isus Hristos. În predica mea trebuie să se vadă Isus Hristos. Nu înțelepciunea mea. În rugăciunea mea trebuie să se vadă Isus Hristos. În trăirea noastră trebuie să se vadă Isus Hristos. Acest apostat, nor fără apă, este unul care promite și nu împlinește. Este unul care înșală și este unul care ascunde pe Isus și se promovează pe sine sunt oameni aceia care, ca și Iehu, doi împărați 10 cu 16, când s-a întâlnit cu Recab, a spus aceste cuvinte. Fiți atenți, că aici avem destui în zilele noastre. Zice, vino și îți voi arăta râvna mea pentru Domnul. Dar era râvna pentru Domnul când era vorba de alții. Să-i căsăpească pe alții. N-a fost râvna pentru Domnul când a fost vorba de trăirea lui. Pentru că în cuvântul Domnului la concluzie spune, însă Iehu nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care a învățat pe Israel să trăiască în idolatrie. Avem râvnă pentru Domnul când e vorba să imurdărim pe frate, să-i punem în picioare, să-i călcăm în picioare. Apostați aceștia, nu aceștia fără apă, sunt ca și Iehu. O în dreapta și în stânga, dar cu ei nu se întâmplă nimic. Triada opta, Versetele 12, partea finală și 13. Niște pomi tomnatici, fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spume gărușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată în negura întunericului pentru vecie. Aceasta a opta triadă prinde trei tipuri de apostați. Prima, pom-tomnatici. pe 12, partea finală. Asta însemnează că sunt morți de la naștere. Sau arată ca și smochinul acela la care s-a dus Iisus Hristos să mănânce și n-avea numai frunze. Pe din afară arată bine, dar pe dinăuntru sunt morți. Și Sfânta Scriptură rămâne valabilă și în zilele noastre și va rămâne întotdeauna pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, dăinește în veci și în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. Sfânta Scriptură spune așa, după roade îi veți cunoaște, nu după frunze. Nu după frunze, după roade. Morți de la naștere, nenăscuți din nou, niciodată maturizați spiritual, pomtomnatici. Doi, valuri înfuriate, Versetul 13, parte întâi. Niște valuri înfuriate ale mării care își spume gărușinile lor. Aceștia sunt legaliști. Ați auzit bine, legaliștii care trăiesc în bisericile noastre. Aceștia fac spumă la gură când e vorba de legile lor, de drepturile lor, de teoriile lor, de conceptele lor, de gândirea lor. Dacă stai de vorbă cu un legalist, din acesta spume la gură face când îți se explică și când taie și spânzură în poporul Domnului. Dar când este vorba să-i cauți viața lui spirituală sau viața ei spirituală, nici frunze măcar. Nici frunze măcar. Este bine să fim stricți, așa cum zice Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu, este bine să fim stricți, dar este bine să fim stricți în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu. Și dacă avem vreo încredințare... Sfântul Apostol Pavel spune în Roman 14 cu 22-23 Încredințarea pe care o ai, ce să faci cu ea? Nu o faci lege în biserică, păstrează-o pentru tine. Păstrează-o pentru tine. Și nu face lege de la învon. Stele rătăcitoare este a treia triadă. Este a treia, a treilea personaj din triada aceasta a, a opta. Peste tot să partea finală. Niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Dacă le spune stele rătăcitoare, frașestorilor, doamnelor și domnilor, însemnează că oamenii aceștia au fost slujitori lui Dumnezeu, pentru că uh, stele sunt numiți în Sfânta Scriptură păstorii, lucrătorii Domnului. Însemnează că au fost lucrători lui Dumnezeu, au fost buni o vreme, dar au rătăcit. Au căzut în apostazie. Apostazia este diferită de căderea în păcat. Când cazi în păcat, te poți ridica iarăși. Când ești în apostazie, înseamnă că te-ai lepădat de Dumnezeu și Dumnezeu ți-a întors spatele. Nu mai ai nevoie de Dumnezeu, este diferență. De aceea spune Sfânta Scriptură că dacă cineva a căzut în păcat, smulgeți de acolo, întorceți-l. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Un om apostat nu poate să primească rugăciune, nu poate să primească sângele Domnului Iisus Hristos. Un om apostat știe toate lucrurile și nu are nevoie de Dumnezeu. Și stelele acestea rătăcitoare se vede că uh, au cunoscut cândva pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos spunea că în ziua judecății mulți vor veni și vor zice Doamne, N-am făcut noi minuni în numele tău? Și foarte mult se întreabă, înseamnă că oamenii aceștia au făcut de ceva, dar în numele Domnului, dar cu puterea celui rău. Nu! Au fost stele ale lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură este foarte bine reglementat în Ezechiel și spune în felul următor, când cel neprihănit se va abate de la neprihănirea lui, și nu, vă, nu mă va mai asculta, zice Domnul, toată neprihănirea lui va fi uitată și va fi socotită un păcat. Asta este explicația. Cel neprihănit. Cel neprihănit se roagă pentru bolnav, cel neprihănit crede în minunile lui Dumnezeu, cel neprihănit lucrează împreună cu Domnul Isus Hristos, face minuni. Și poate să vină la sfârșit și să spună, n-am făcut lui minuni în numele tău, dar pentru că îi se uită neprihănirea trăind în păcat, căzând în păcat, Niciodată nu v-am cunoscut. După cum, tot așa de drept, Mântuitorul Iisus Hristos spune, dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui, cum îi vorbește Domnului Israel? Întoarce-te la mine și eu îți voi ierta păcatele și nu voi mai aduce aminte de ele. Ce Domnul, nu știu, ăștia a făcut păcat? Nu știu, eu nu ți minte. Mare lucru, nu? Dumnezeu care știe toate lucrurile să nu țină minte păcatul meu. Dacă îmi păstrez credința și dacă mă mărturisesc Domnului. Stele rătăcitoare. În al treilea rând, judecata profețită pentru acești apostați, versetele 14 și 15. Și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfânțe săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiti de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Enoch spune aici, Iuda este al șaptelea patriarh de la Adam, să Este Adam, Set, Enoș, Cainan, Mahalaleel, Jared și Enoch. Geneza 5, 1 la 21. Încă o dată. Adam, Set, Enoș, Cainan, Mahalaleel, Iared, Enoch. Primii șase patriarhi sunt patriarhi care trăiesc sub o sânda lui Dumnezeu, sub pedeapsă. Enoch este al șaptelea care a trăit răpirea lui Dumnezeu, scăpare de pedeapsă. Este posibil că în acești în acest șapte patriarhi, să avem o ilustrare cu privire la planul Lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii și a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, în care, dacă primii șase au trăit sub o sândă, primii poate șase mii de ani ai omenirii sunt ani sub o sândă și sub puterea păcatului și a șaptea mie, ca și e nou, să fim răpiți la cer și să fim... Uh, parte din împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, care comportă uh, trei faze. Prima fază este cunoașterea lui acum și umblare în voia lui Dumnezeu. Faza a doua este împărăția de o mie de ani dată lui Israel și apoi faza a trei este împărăția eternă a lui Dumnezeu. Enoch spune cuvântul Domnului în acest pasaj, vom reveni pentru că voi avea uh, o învățătură profundă, adâncă despre el. Enoch spune că, inspirat de Duhul Domnului, a vorbit despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos, uitați aici, cu zecile lui de mii de sfinți. Dar spunând lucrul acesta, frașesoror, doamnelor și Domnul înseamnă că Enoch a mai spus ceva. Că înainte să poată Dumnezeu să vină cu zecile lui de mii de sfinți, a trebuit să vină după zecile lui de mii de sfinți. Încă o dată. Înainte să vină cu, a trebuit să-i culeagă întâi, nu? Ca să poată să vină cu ei. Așa cum spune uh, Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, ca să uh, putem să ne uh, lămurim în această, în această uh, privință. Când zice uh, în, în Colosem, pardon, uh, el este cel care s-a suit sus, a luat robia robă și a dat darul oamenilor. Și faptul că s-a suit sus, ce însemnează? că înainte s-a coborât în locurile de jos. Nu? Ca să îi culeagă pe oameni și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Și Enoch vorbește același lucru. Când spune, iată că a venit Domnul cu zecile lui de mii de sfinți, însemnă ca să facă judecată, înainte ca să vină cu zecile de mii de sfinți, Domnul a trebuit să vină după zecile lui de mii de sfinți, vine, va fi nunta mielului, și apoi șapte ani mai târziu va cobori cu acești, zece, cu acești zeci de mii de sfinți pe pământ și va judeca potrivit Matei 25 va judeca întreg pământul o alegere cu privire la cine va intra în împărăția milenară și cine nu va intra. Enoch prezintă trei lucruri deci a noua triadă trei lucruri Enoch prezintă pe Domnul venind să facă judecate versetul 15 2. Enoch prezintă pe Domnul venind să convingă păcătoșii de păcatele lor, 15 partea a doua, și trei, Enoch vine să convingă păcătoșii, Domnul vine să convingă păcătoșii de cuvintele lor murdare, anti Isus versetul 15, partea finală. Și Iisus Hristos, la timpul când El a fost pe pământ, a spus așa, că din cuvintele tale vei fi scos cu vină sau fără de vină fără divin. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, astăzi, caracteristica nelegiuiților. Acest paragraf al lui Iuda se încheie în versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Pentru câștig este triada a zecea. Și anume, prezintă trei apostați. Cârtitorii, doi, nemulțumiții și trei, umblătorii după pofte. Versetele, versetul 14 sunt prezentați toți trei. Ei sunt niște cârtitori. Și un cârtitor trece și în faza cealaltă, este nemulțumit cu soarta lor și apoi trăiesc după poftele lor. Cum? Gura le este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru un câștig. Știe să umble cu aranjamente. Sunt peceriști. Au pile, cunoștință și relații. Și în biserică. Așa. În concluzie, în concluzie, timpurile pe care le trăim sunt cu adevărat timpuri profetice. Lucrurile despre care vorbește Enoch se întâmplă sub ochii noștri. Discipolii lui Cain, lui Balam și al lui Core sunt și printre noi. Și cel rău se folosește de ei ca să tulbure poporul Domnului, se folosește de ei să învețe antisemitism, se folosește de ei să nimicească lucrarea lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos care a spus, eu voi zidi biserica mea, nu se intimidează de ei. Deci aș vrea să le credem pe cuvânt pe Mântuitorul Iisus Hristos, că el își va duce lucrarea până la capăt. Biserica lui se va zidi și se zidește, lucrarea Domnului va propăși și propășește și, cum spunea Duhul Domnului prin profetul și apostolul Ioan, concluzia noastră trebuie să fie aceasta cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Cine vrea să se întineze, este businessul lui, este businessul ei, să se întineze mai departe, dar să nu uite că Domnul vine pentru judecată. Însă înainte ca să vină pentru judecată, vine pentru răsplată. Dacă vrei să scap de judecată, dacă vreau să scap de judecată, să trăiesc de așa manieră încât Domnul să se poată lăuda prin mine, să se poată vedea prin mine, să slujeze de așa manieră în poporul Domnului, încât poporul Domnului să poată să fie binecuvântat de Domnul prin mine, binecuvântat prin tine. Și ca să putem face lucrul acesta, să nu ne uităm la discipolii lui Cain, lui Balam și a lui Core, și să ne uităm la Isus Hristos. Așa cum spune autorul Epistolei către evrei, ați ațintiți-vă privirea la autorul și de desăvârșitorul credinței voastre, adică la Isus. Și fie experiența aceasta, experiența ta și experiența mea în Domnul. Amin. Ne oprim aici și cum am spus, vom continua. Următoarea lecțiune este Calea lui Cain, urmată de Calea lui Bala, și apoi a lui Core, și apoi profețiile lui Enoch și bineînțeles vom continua epistola aceasta frumoasă și adâncă și apoi după o pauză vom intra în ajutorul Domnului într-o nouă prezentare a cărții Apocalipsa. Ne ridicăm în picioare acum și împreună haidem să mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui și pentru harul pe care îl avem în aceste zile te a putea să stăm în fața Evangheliei ca să fim învățați de Cuvântul Domnului. Ne rugăm Domnului!